Slăvit să fie Domnul! Bine ați venit la un cuvânt de suflet! Astăzi vrem să învățăm cum putem influența oameni spre Rai, cum îi putem lua de mână și duce spre Raiul lui Dumnezeu. Ca text vom lua Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 4, versetul 19 și le-a zis Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Mi-am intitulat meditația chiar așa. pescari de oameni. Hristos i-a chemat pe Sfinții Apostoli la el și le-a spus De acum nu veți mai pescui numai pește în Marea Galilei, ci veți deveni pescari de oameni. Veți strânge oameni spre împărăția lui Dumnezeu. Dar mandatul acesta a rămas pentru totdeauna, pentru toți din biserică, cler și credincioși. Aș vrea să încep prin a vă spune așa. În lumea aceasta sunt două împărății. Este o împărăție a lui Dumnezeu și o împărăție a lui Satan. Împărăția lui Dumnezeu e acolo unde se face voia lui Dumnezeu. Când cineva ascultă de Dumnezeu și se rogă chiar așa în rugăciunea domnească, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ, adică în viața mea. Când eu ascult de Dumnezeu, deja împărăția lui Dumnezeu se manifestă în viața mea, nu voi exista aici. Apoi există împărăția lui Satan. E tot în lumea aceasta, oricine întoarce spatele lui Dumnezeu și nu face voia lui, e în cealaltă împărăție. Pe de altă parte aș vrea să vă spun că sunt două tipuri de pescari. Pescari pentru Hristos și pentru împărăția lui Dumnezeu și pescari pentru Satan. Vă spun că ăștia sunt foarte harnici, foarte harnici, foarte harnici. Au multe momeli. Caută să momească copiii, tinerii, familiile și pe toate canalele, chiar media, au un singur scop: să strice ce a creat Dumnezeu, să răstorne ordinea. Astăzi, însă, vrem să învățăm cum putem fi. Cum putem deveni un pescar pentru Hristos? Pentru a fi un pescar pentru Hristos, condiția de bază e ca tu să te fi întâlnit cu Hristos, să fi avut o experiență vie în care tu l-ai aflat pe El, El te-a aflat pe tine. Și realmente ai gustat din bunătatea lui. Și nu, tu nu chem pe un om la niște dogme, ci, ci poți să spui, ca Filip, noi am găsit pe Domnul, pe cel care, despre care scrie în lege și în prorogi. Așadar, ca să poți fi un pescar, trebuia tu să fii pescuit și să-l fi aflat pe Hristos. Cum însă? te califici pentru a fi un pescar pentru Hristos. În primul rând, fii un exemplu în bunătate, în iertare și în dragoste. Cartea Proverbelor spune așa, ceea ce face farme cu unui om e bunătatea lui. Transmite prin viața ta bunătate transmite lumina lui Dumnezeu transmite cei Dumnezeu omul numărul 2 în istoria dacă pot să spun așa sau în ierarhia oaftei domnului a fost învățătorul sau predicatorul Ioan Marini părintele Iosif Trifa întemeitorul a fost profetul apoi fratele Ioan Marini a fost învățătorul și predicatorul și apoi a urmat fratele Traian Dors, care a fost poetul oastei Domnului. Vă voi citi în final o poezie de-a dânsului. Dar vreau să vă spun despre învățătorul Ioan Marini. Era la sășor în județul Alba, era frig, frig, în iarna anului 1945 46 chiar fratele dânsului mi-a povestit ce vă spun acum. Era frig și o femeie Rea de gură din păcate, îl bat oria ce făcea cu el și fratele Ioan Marini s-a gândit cum să o pună la punct pe această femeie. S-a interesat ce lipsuri are, a aflat că n-are lemne, a angajat căruțașul satului într-o noapte și au adus lemne. Undeva după miezul nopții, învățătorul Ioan Marini cu căruțașul satului descărcau lemne vecina acestei femei rea de gură a ieșit afară, au văzut că doi oameni descarcă lemne, a intrat din nou în casă. Dimineață, femeia aceasta limbută a ieșit afară, a văzut lemnele și se freca pe mâini și vorbea singură, cam așa. Aveam nevoie de lemne, lemnele sunt aici cine le-o fi adus? Vecina a spus: Astă noapte, învățătorul Marinii cu căruțașul satului descărcau lemne. Și femeia a spus: Păi toată viața eu l-am vorbit de rău. Vecina a spus: Eu nu știu ce ai făcut tu, dar eu am văzut ce a făcut el. Și acea femeie cu limba mare a spus: Dacă Dumnezeu e așa de bun ca acest învățător de duminică mă duc la biserică și pentru totdeauna s-a terminat cu vorbirea de rău la adresa lui și la adresa oricărui om. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, vorba sună, fapta tună. Primul fel în care putem influența pe alții primul mod în care putem fi pescari de oameni e prin exemplu nostru, prin pilda noastră, prin bunătatea noastră. Doi, fi pasionat și preocupat și am pus în ghilimele de pescuit. Am trecut prin perioada de pandemie, nu s-a putut merge la biserică, dar am o prietenă credincioasă, credincioasă și pasionată de oameni. Mi-a povestit așa, părinte, m-am dus în satul soțului să nu stăm la oraș, și părintele de la noi a scos boxele din biserică să audă oamenii Sfânta Liturghie. M-am gândit eu, cum să fiu un pescar pentru vecina mea care nu merge niciodată la biserică? Mi-am scos cafeaua afară și am spus, vecino, vină la o cafea. Și am început să bem cafeaua. Sfânta liturghie mergea înainte, noi beam cafea, dar când părintele ajungea la semnul crucii, eu îmi făceam semnul crucii și vecina mă imita și ea. A fost prima duminică bând cafea, ascultând, dar a doua duminică, la tatăl nostru, la rugăciuni, ne-am ridicat în picioare și spunea credincioasa aceasta așa, până la urmă am adus-o pe vecina mea, chiar dacă venea la mine să bem cafea, acum eram foarte atente, amândouă la Sfânta Liturghie. A fost un mic exemplu, ce vreau să spun, pe adevărat, Indiferent că merge la piață, că merge la farmacie, că vinde, că e profesor, că e doctor, el are un singur scop: prin tot ce face, să-l arate pe Hristos, să-l dăruiască pe Hristos. Fă și tu la fel. 3. Nu fi agresiv și nu jigni, nu jigni niciodată. Există un fel de a pescui dojenitor. Tu nu faci bine aia, nu te închin bine, nu faci bine. Dragă, cu dojana și cu mustrarea nu câștigi pe nimeni, ci din potrivă îl îndepărtezi. Nu fi agresiv. Dacă nu poți prin bunătate, prin înțelepciune să pui un cuvânt acolo, să-i dea de gândit, atunci oprește-te și nu mai face lucrarea aceasta. 4. Condu pe om la Hristos și la biserică. Poate vei spune, dar ce să spun, părinte? Eu nu spreot. preot. Ascultă-mă, și ție ți-a făcut Dumnezeu bine vreodată în viață? Ai fost undeva la capătul puterii și ai spus, Doamne, dacă mă ajuți, ai dat cineva să roage și ai simțit că Dumnezeu din cer vine să te ajute. Spune-i ce ți-a făcut ție Dumnezeu și spune-i că acest Hristos este gata să îl ajute și pe el. Fii o influență pentru Dumnezeu, fii o influență pentru împărăție. Voi încheia cu o poezie de fratele și poetul Traian Dorz, care spune așa O om, ce mar răspundere ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, ascultă, de pilda celor alți o dai, căci ea mereu spre iad sau rai, pe mulți o să-i îndrume ce grijă trebuie să pui în viața ta în toată, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu mai aduci, dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort, odată. Ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, va înveseli sau va întrista, va curăți sau va Rodin rodind sămânța pusă în ea. De dragoste sau ură, scriu un cuvânt, cuvântul scris, e leac, sau e o travă, tu vei muri, dar tot ce ai scris rămâne în urmă drum deschis, înspre infern sau paradis, spre o cară sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau despreu, lăsând-mi inim rodul său de har sau de rușine. Arată o cale, calea ta, în urma ta nu piere. E calea bună sau iria va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete spre ea, spre rai sau spre durere. Trăiește o viață, viața ta e una, numai una, oricum ar fi, tu nu uita, cum ți-o trăiești vei câștiga, ori fericire în veci prin ea, ori chin. Pe totdeauna. O om, ce mare răspundere ai! Tu vei pleca din lume! Dar ce scrii azi? Ce spui în grai? Ce lași prin pildă care o dai? Pe mulți, pe mulți, mereu spre rai! Sau iad, o să-i îndrume. O nu uita! Fii credincioși! Cu grijă și cu teamă să lași în urmă luminos, un grai, un gând, un drum frumos, că-și pentru toate neîndoios, odată vei da seamă fi pescar, fi pescar pentru împărăție și influențează oamenii spre Dumnezeu și bunul Dumnezeu să ne ajute să fim călăuzi pe Hristos până vom ajunge cu toți în raiul lui Dumnezeu. Doamne ajută!